Iașiul este o echipă care, din câte cunosc și am relații bune, teoretic se desfințează. Și aveți relații cu acest club? Acest club se desfințează? Să vă spun, istoria acestui club este că în anul 2010 s-a reînființat pe scheletul tricolorul Breaza, care era în Liga 2, da, le-a dat... Unde dumneavoastră ați fost președinte. A fost, da, conducător, exact, cu toată echipa. Mi-am văzut de treaba mea, am venit la Dinamo, dar ce a fost la Dinamo, la Iași, în acest an, este imposibil de explicat. Niște lupte interne parcă mai aprige decât la Dinamo. Absolut. Și-au schimbat antrenorii, unul după altul. L-au adus pe Napoli, l-au adus pe cine vreți, au adus jucători străini, dându-și seama, sau nedându-și seama, domnul Paraschiv, că nu poți să aduci jucători pe salarii măricele și putea să aibă exemplu Dinamo, care a pățit o nebunie în care s-au adus tot felul de jucători pe salarii enorm de mari și pe urmă n-a fost în stare decât să strângă din socios, exact, din Cătălin din banii suporterilor. Exact. Și atunci echipa aceasta, cunosc faptul că au 2 milioane și probabil singura lor șansă este să intre în insolvență care să-i ducă după aceea la faliment. Știu că există ideea să ia pe Pașcani sau o altă echipă care o mai iau în Liga a treia, să înceapă din Liga a treia și să pășească mai departe. Deci pe Poliaș nu o să mai vedem nici măcar în Liga secundă. Asta e informație că nu. Am informație înțeles de impact totuși. Da, Poliaș, care acum câte sezoane a fost în play-off? Acum 3 sezoane a fost în play-off și a luat titlul FCSB-ului într-un meci cu Cântec. Exact, da, exact. Și am mai văzut și pe Dinamo și pe FCSB și multe echipe bune. Corect. Iată ce s-a întâmplat acolo când s-a schimbat și șeful mare, adică primarul, care era altcineva, Nechita, din punct de vedere al fotbalului. Actualul primar, care nu zic treaba asta că e politică, n-are stabilitate, n-a avut nici în ceea ce primește fotbal. Eu sunt cel care i-am învățat pe ea de la Iași, că nu poate să dea bani în Liga 1, că Iașiul de aceea a luat pe tricolorul Breaza, ca în anul următor să intre în Liga 1. Și am intrat în al doilea, nu în primul. Dar banii nu se pot da, sunt bani publici, și au făcut fundația aceea, că se numește pentru sprijinirea sportului ieșean. Da. Și vă dați seama că acolo se strâng bani, sponsorizează toată lumea, inclusiv primăria poate, dacă are venituri, să sponsorizeze, pentru că dă pentru sport, nu pentru fotbal. Ce face fundația, cum împarte proporțiile între banii care merg la fotbal și ceilalți, e altă discuție. Bun. Deci a făcut ce a putut, dar nu a fost constanță. A plecat de acolo Prunea, a mai venit cine a venit, n-am nimic cu băieții din Iași care au preluat ei conducerea echipei, dar pe urmă a venit Paraschiv, care n-am înțeles sub nicio formă ce a urmărit, ce a dorit și de ce a făcut. Eu am o glumă. Așa. Când se fac prea multe transferuri, vine cineva și face că e antrenor, că e conducător sau cine mai este, seamănă ceva care are ceva amititel ascuns și ar trebui bine studiată treaba aceea.